KFC a deschis primul restaurant de tip drive-thru din Hunedoara, anunță grupul de companii care operează în România, dar și la nivel internațional, în sistem de franciză, mai multe branduri, printre care și KFC. La Hunedoara s-a deschis cel de-al 105-lea restaurant KFC din România, amplasat pe Bulevardul Traian numărul 5, între benzinăria OMV și Lidl. Este cunoscut faptul că astfel de branduri nu investesc decât în reședințele de județ, dar avântul înregistrat de turism în Hunedoara i-a convins pe investitori că vor avea succes. În urma discuțiilor purtate de administrația locală ani de zile, în care le-am prezentat cifrele privind turiștii, 500.000 de turiști care intră anual în Hunedoara, exact prin fața acestei investiții, eu cred că acest lucru i-a convins și mă bucur că au ales municipiul Hunedoara. Este o investiție importantă, în primul rând, ca valoare, depășește 1 milion de euro, dar și ca locuri de muncă. Sigur, nu mai putem să construim fabrici și uzine, politica Uniunii Europene este cu totul alta, o știe toată lumea, dar prin prezența astfel de investiții, locurile de muncă vin de la sine. Sunt încântat că și locația este foarte bună, era un teren viran, hunedoreni cu siguranță și-aduc aminte ce era aici, plin de bălării, de mizerie. Și iată că astăzi se deschide noul KFC la Hunedoara și vreau să vă spun că nu va fi singurul brand important care va veni Hunedoara pe această direcție. Cât de curând se vor mai deschide alte două, la fel de importante, nu le spunem numele pentru că este bine să păstrăm surpriza, dar discuțiile sunt avansate cu alte două branduri tot la fel de importante. Ușor, poate încet, dar sigur, Hunedoara își deschide porțile către aceste branduri și nu pot decât să-i felicit pentru investiția pe care au realizat-o Hunedoara.